Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Ne așteaptă o zi plină și, bineînțeles, foarte multe informații pe care vrem să vi le aducem la cunoștință, începând cu știrile dimineții. Bună dimineața, Valentin! Bună dimineața, Georgia! Bună dimineața tuturor! Da, avem un calup interesant astăzi de știri. Legea cu jocurile de noroc a trecut de Senat! Și ce se întâmplă? Lasă-mă că nu se știe momentan, nu vrem să vedem când o să fie formă finală, acolo când o să zică domnul președinte, da, domne, să meargă mai departe, atunci vom vedea cu adevărat care este impactul acestei foarte legi. Entuziasmat cu privire la legea aceasta. Da, e o problemă socială foarte mare. Bine, dacă mă întreb pe mine treaba asta cu să le scoatem în afara orașelor sau la periferii, păi fix acolo erau comunitățile defavorizate care erau afectate de jocurile de noroc mai tare. Nu știu cât de eficientă este, însă ne bucură faptul că oamenii din Parlament și conducătorii acestei țări sunt în gardă cu privire la această problemă. Și se mai spune, cică, vezi, doamne, București a fost catalogată cea mai sigură capitală europeană. În realitate, nu prea credem atât de mult în treaba asta. Avem niște date care ne arată că nu este atât de sigur pe cât se spune, mai ales pentru femei. Nu este un oraș foarte sigur, Bucureștiul nostru drag și iubit. Și ANPC-ul a intrat cu forța, cu berbecul, cum se spune, între ghilimele, evident, într-un lanț foarte, foarte mare de magazine, dar foarte, foarte mare. Înseamnă că a găsit foarte, foarte multe probleme mari. 300 de magazine chiar acolo au găsit rugină, au găsit mizerie, au găsit alimente în condiții în care n-ar trebui să fie acele alimente și da, cred că este chiar cel mai mare lanț de magazine în România, mi-aș permite să spun. Dar haideți la știri ca să aflăm mai multe. Bucureștiul a fost catalogat cea mai sigură capitală din Europa, potrivit unei analize realizată de poliția română. Însă tot mai multe incidente întâmplate în plină zi contrazic aceste date. Recent, un bărbat din sectorul 5 a agresat fizic o femeie pe stradă și a furat telefon mobil din poșetă. Și nu este singurul incident de acest fel. În această vară, un alt bărbat din sectorul 6 a agresat sexual 3 femei în liftul blocului într-o singură seară. Iar datele arată că în primele 6 luni ale anului existau pe rolul parchetelor peste 3600 de cauze de viol de soluționat în toată țara. Abuzurile împotriva femeilor au devenit un fenomen aproape zilnic în România, mai ales în capitală, unde nu doar zonele periferice au devenit locuri de groază pentru femei. Chiar în centrul Bucureștiului, pe calea Dudeștii din zona Vitan, am descoperit-o pe această femeie, care ne-a povestit sub protecția anonimatului cum, în urmă cu doar două zile, a fost agresată. În lipsa celui din spate, mi-a desfăcut un fermoar, s-a blocat și a încercat să-l desfacă pe al doilea și am simțit trepidația și a fugit. Nici nu trec pe partea asta, mi-este frică. Pe mai multe străzi din cartierul Vitan, câteva clădiri care par părăsite, ascund în spatele geamurilor și ușilor sparte oameni ai străzii. Chiar în aceste clădiri din spatele meu, care se află pe calea Dudești, la doar câțiva metri distanță de Mall Vitan, o zonă intens circulată de locuitorii capitalei, vin oameni ai străzii și consumă substanțe interzise, iar locuitorii din zonă spun că încearcă să evite pe cât pot de mult, inclusiv trotuarul din fața acestor clădiri. Nu cred că e cineva la prima ora dimineții la 5 ca să nu-i fie frică sau teamă, dar încercăm să ne strecurăm cât putem de bine. Trecem curs de zi, noaptea nu trecem. E clar că e periculos. Iar la numai 2 km distanță de această zonă se află parcul Iore, unde este și terenul retrocedat pe care se adăpostesc oamenii ai străzii. Lângă acesta se află și gura de metrou Titan, loc pe care femeile încearcă să-l evite. Mereu ocolesc zona. De obicei iau metrou din partea cealaltă. Am o mână și mă uit în jur.
Zone periculoase în capitala catalogată cea mai sigură din Europa sunt și lângă locurile frecventate de studenți. Unele zone din capitală pot fi periculoase chiar și pe timpul zilei. Spre exemplu, această alee de lângă gura de metrou Politehnica, o zonă foarte frecventată de către studenții de aici din zonă. Iar dacă ar exista vreo agresiune aici, nu ar putea fi nicio dovadă, deoarece nu sunt camere de luat vederi. Iar pe timpul nopții ar fi cu atât mai grav, deoarece nu există nici măcar stâlpi de iluminat. Dacă trebuie să traversez, sun pe cineva eventual și na, să-ți stau cu ei la telefon. Specialiștii spun că de cele mai multe ori profilul agresorilor este constituit de traume ascunse. Profilul sună în felul următor. Singurătate, nesiguranță, incapacitate de a se antrena în viața socială, neintegrat social și economic, extrem de pervers și de parșiv. În ceea ce privește victimele, frica lor este constantă, iar ele nu reușesc să mai depună plângeri la poliție. Statul nu face prea mult pentru ele. Sunt foarte multe județe ale țării care nu au servicii specializate pentru victimele violenței domestice sau în anumite județe există astfel de servicii, dar ele sunt insuficiente și nu beneficiază de personal calificat. Autoritățile recomandă oamenilor să evite zonele nesigure. După multe luni de dezbateri, ordonanța prin care vor fi reglementate jocurile de noroc în România a trecut de Senat, iar acum așteaptă votul deputaților. În ultimii ani, acest domeniu a luat o întorsătură total greșită. Foamea după banii nemunciți a adus românii în pragul disperării, iar dependența este una alarmantă. De la începutul anului, în România, doi bărbați și-au luat viața din cauza acestui viciu. Ideea de a face bani într-un casino este tot mai apreciată și aplicată în ultimii ani, însă jucătorii fanatici au parte de reversul medaliei. Așa este și povestea unui bărbat din București care a visat la propria lui casă, o familie fericită și un job bine plătit. Obsesia păcănelelor a moștenit-o de la tatăl lui, însă povestea sa are un final fericit. La ce vârstă te-ai apucat prima dată? De mic copilăjor. De la 12 ani tot jucam. Sunt după moștenirea după tatăl meu. A distrus multe persoane. Ai jucat vreodată? Da, am jucat foarte mulți bani. Ca o dată lăsat cu chirie. Până acolo s-a propria mea trasă de la jocurile de noror. Mai joci în continuare? Nu, le-am lăsat. Acum sunt cu munca, am un copil și trebuie să întrețin copilul, nu mai mi-a de jocuri. Poveștile celor care au intrat în capcana jocurilor de noroc sunt tot mai dramatice. Viciul pentru ei nu au fost alcoolul sau țigările, ci obsesia pentru roșu sau negru. Am o poveste cu un prieten, tatălui a fost în Germania, a câștigat, nu știu, a stat 3 luni, a câștigat vreo 6.000 de euro și când a ajuns în țară până să vină fisul să-l ia cu mașina, i-a pierdut pe toți. Guvernul a declarat război jocurilor de noroc. Drept dovadă, executivul a venit cu o ordonanță de urgență prin care înăsprește regulile prin măsuri drastice, iar Parlamentul vrea eliminarea păcănelelor din localități. Adio jocuri de noroc este mesajul premierului Marcel Ciolacu, care inițiază o adevărată reformă în privința păcănelelor. Sunt create două mari proiecte. Una restricționează operatorii prin băuturi alcoolice, dar și reclame, iar cea de-a doua ordonanță elimină practic păcănelele din interiorul localităților. Senatul a adoptat în plen ordonanța privind jocurile de noroc în forma guvernului, care vizează niveluri mai ridicate pentru taxele aferente licenței de organizare și de exploatare a acestor jocuri, interzicerea băuturilor alcoolice în locații și înființarea unui registru al companiilor și sediilor. În primul rând, jocurile de noroc nu vor mai putea funcționa dacă firma nu este înregistrată în România. Vreau să terminăm odată cu situația în care companiile de pariuri fac miliarde în România, dar trimit tot profitul în afara țării și chiar în afara Uniunii Europene. Proiectul urmează să fie dezbătut și de Camera Deputaților, care este for decizional. Dacă legea trece de Parlament și nu este respinsă de CCR, proiectul urmează să fie promulgat de președintele Klaus Iohannis. Aproape 300 de magazine care fac parte dintr-un cunoscut lanț de supermarketuri au fost găsite cu probleme grave de către reprezentanții ANPC. Vorbim despre legume și fructe alterate, diferențe de gramaj, condiții de depozitare care nu corespundeau, rugină, reziduri și foarte multă mizerie. Astfel, reprezentanții magazinelor s-au ales cu amenzi usturătoare în valoare de 7,5 milioane de lei.
ANPC a controlat aproape 300 de magazine ce fac parte dintr-un cunoscut lanț de supermarketuri din toată țara și a aplicat amenzi de circa 7,5 milioane de lei. Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat chiar și o măsură de oprire temporară a prestării de servicii până la remedierea problemelor. Mai multe magazine situate în județele Ilfov, Bihor, Maramureș, Cluj, Tulcea și municipiul București au rămas cu activitatea suspendată. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de 120.000 de lei. Printre neregulile descoperite au fost pe listă și diferențe la gramajul real față de cel menționat pe ambalaj și nerespectarea regimului promoțiilor. Spațiile de depozitare nu corespundeau, erau pline de reziduri și rugină, iar fructele și legumele erau stricate. Alte câteva probleme bifate pe lista mult prea lungă au fost și comercializarea unor jucării fără a avea menționate pe etichetă avertismentele legate de utilizare sau testere pentru produse cosmetice, fără etichete cu data deschiderii sau ingredientele lor. Am primit o veste proastă în această dimineață. Pare să că de mâine temperaturile încep să scadă simțitor, dar să vedem cum stăm în această zi și, bineînțeles, ce are Romina de spus pentru următoarele zile. Bună dimineața! Bună dimineața, Georgia! Luna noiembrie vine cu vreme rece, temperaturile scad de la o zi la alta, deci resimțim frigul mult mai bine. Așadar, temperatura maximă va urca astăzi până la 23, chiar 24 de grade Celsius, deci au scăzut considerabil temperaturile. Așadar, va fi o zi închisă în majoritatea regiunilor, cerul va fi variabil, temporar cu norări, mai ales în prima parte a zilei vor fi averse și posibil descărcări electrice locale la munte, în Transilvania, în Moldova, dar și în Dobrogea și izolat prin Muntenia, dar și prin Maramureș. Se mai arată soarele trecător, dar vântul va sufla slab și moderat, va fi mai activ local în regiunile extracarpatice și pe arii restrânse în centrul teritoriului. Rafalele vor atinge viteze în general de 40-50 de km pe oră, iar la altitudini mari vântul va sufla mai puternic, cu rafale de 75 de km pe oră. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 11 grade, se vor atinge prin estul Transilvaniei și vor urca până la 24 de grade Celsius în partea de sud-est a Munteniei. Așadar, în București va fi vreme bună, vom avea parte de soare cu nori, temperatura a mai scăzut față de ziua precedentă, astfel termometrele vor indica 23 de grade Celsius. Mâine vremea va continua să se răcească, iar temperatura va fi de 18 grade Celsius. Cerul se menține noros, iar în prima parte a intervalului trecător va ploua. Vântul va sufla slab, iar poi mâine atmosfera se mai încălzește. Pe la amiază se vor înregistra 22 de grade Celsius, dar vor mai apărea și norie din când în când. Vremea se răcește și în zonele montane, însă temperaturile se mențin peste normal, așadar va fi o atmosferă schimbătoare și câteva reprize de ploaie în prima parte a zilei. Pe creste vântul o să bată tare cu 75 de km pe oră, iar valorile termice vor fi cuprinse între 11 grade, se vor atinge prin Predeal, Semenic și Ceahlău și vor urca până la 14 grade Celsius în Băltiniș. Atât pentru moment, ne revedem mai târziu cu noi informații despre vreme. Mulțumim, Romina, pentru informații. Dacă vremea se răcește, așa cum ar fi normal pentru această perioadă a anului, eu zic că este timpul să mergem la cinematograf. Poate l-am evitat până acum, căci timpul încă a ținut cu noi, dar iată că există și câteva premiere de neratat în această toamnă. Stăm de vorbă în această dimineață cu doamna Irina Margareta Nistor, critic de film. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața, bună dimineața! Să știi că să-l erau prie, mai ales acum de Halloween, vreau să spun că am fost chiar la una sold out, alea cu 5 nopți la Freddy, așa că eu sper să-și păstreze acest obicei, pentru că a început din luna noiembrie și fiind cu N de la noiembrie, vine și Napoleon, de care tot ne-am temut că o să mai tragă de timp, pentru că era greva de la Hollywood, care, mă rog, până la un punct să zicem că s-a mai oprit, așa încât Joaquin Phoenix vine cu noi și vine cât de curând. Și să nu uităm că el a fost cândva și în România și mi se pare interesant că sunt trei filme excelente care intră pe marile ecrane acum și
absolut din fiecare cât un actor a filmat cândva și în România. Dacă la Joaquin Phoenix e interesant de văzut ce a făcut Ridley Scott de Napoleon și a luat inclusiv pe Vanessa Kirby, de ce o englezoică pentru Josephine, e o combinație așa, un american și cu o englezoică pentru o poveste foarte franțuzească. Cred că va funcționa probabil, deși știm că au mai existat și de-a lungul timpului și pe urmă Napoleon a fost și un personaj în Pisicile Aristocrate, era un cățel, să nu uităm. Pe mine m-a entuziasmat cel mai mult trailerul acestui film. Se simte foarte, foarte multă acțiune și e un suspans, cu toate că știm cu toții povestea lui Napoleon. Mi se pare foarte interesant că s-a reușit treaba Depinde asta. Depinde din ce e privită, știi cum e așa? Numai e ca pe mine lui Șalboaie, categoric, și cred că o să fie cu totul și cu totul altceva. Așa, și că au vrut și ei să prindă Oscarurile astea, că sunt în luna mai, nu mai e foarte mult până atunci. Și pentru că am vorbit de Napoleon și așa, să ne ducem un pic și oarecum spre Cannes, în sensul că a venit odată cu filmele de la Cannes și rămâne pe marile ecrane, un film cu Jeanne du Barry, o amantă fascinantă, spun eu, lui Ludovic al XV-lea. Și cine e Ludovic al XV-lea? Johnny Depp. Și el a fost în România, adevărat, a dat niște concerte. Așa că, vedeți, ne poartă noroc și le poartă și lor noroc, pentru că filmul a deschis Cannes și a deschis și Le Film de Cannes în România și, din nou, e un film istoric. Prinde bine, că știi cum e, ar fi bine să nu uităm niciodată și ce a fost, ca să eventual să nu repetăm cât se poate. Iar poate că inclusiv costumele sunt foarte, foarte spectaculoase. Vedem bine și Versailles, care știi că în ultima vreme tot l-au închis pentru că a fost o felul de amenințări acolo. Deci acum putem să-l vedem chiar de la distanță, dar putem să-l vedem pe ecran mare și la cinema și să ne bucurăm de el și de bijuteria. Să zice, bijuterii formidabile sunt acolo. Este interesant faptul că se vorbește și despre acest Ludovic al XV-lea, despre Le Roi Soleil s-a vorbit, despre al XVI-lea s-a vorbit, despre acesta nu prea se știau foarte multe, dar iată că vin femeile din umbră. Da, care mânca lepede în cazul în care nu știați, pentru că încă nu venise curcanul din America, pentru că tot vine sărbătoarea recunoștinței foarte curând, așa, deci după Halloween vine și asta. Știți că, de fapt, în România azi este iluminația, deci mai ales în Ardeal toată lumea merge la cei care sunt la stele și aprind o lumânare. Deci cred că și asta, cuvântul ne duce tot la lumier, nu că lumânare, lumină și cred că e o zi cu totul special. Deci cred că e un noiembrie foarte, foarte aparte. Și după care ne întoarcem și în zilele noastre la un film care de data asta n-a deschis Cannes, ci a deschis TIFF-ul și în care joacă Timothy Spall. Și Timothy Spall a fost la Cluj. Și este un film despre cum să nu ne fie frică să zburăm. Sigur că regilor Franței nu le era frică pentru că încă nu existau avioane, deci nu aveam această tentație, mai mult așa cu caleștile ce mai și cel mult călare puteau să mai fie ceva accidente, pe când în zilele noastre se pare că există categoria asta de oameni care se tem teribil să zboare. Chiar de curând m-am întors din Belgia și erau un grup destul de mare de șoferi de tir care veneau din Belgia și toți erau atât de speriați de ideea de zburat încât au avut grijă să încerce să depășească momentul cu un picuț de alcool, un picuț mai mult. Dar oricum, cred că și asta contează pentru că sunt mulți oameni și printre prietenii noștri și printre cunoscuții noștri care nu zboară sau, uite, sau dintre oameni foarte celebri, cum e cel Iureș. Deși pentru mine a fost mult mai bine pentru că am mers la Iași cu mașina și 7 ore am putut să conversez la dus și 7 la întors. Așa că uneori e bine să-ți fie frică să zbor. Mie îmi place la nebunie să zbor, să pilotez. Deci pentru mine era foarte nos din filmul. E o comedie. Northern Comfort se cheamă și cred că putem să aflăm foarte multe și din ea și o ocazie bună să-l descoperim și pe Timothy Spall pe post de Turner, pentru că el a jucat la un moment dat pe un foarte mare pictor britanic, așa că eu cred că e o lună mai mult decât propice pentru filme.
Cum arată în general luna noiembrie pentru dumneavoastră? Vă pregătiți cu alte... E o lună foarte frumoasă. În weekendul ăsta scrie Râmnicu Sărat pe mine și o să merg inclusiv cu filmul lui Cătălin Saizescu, Visu, în care am și un cameo și care intră pe marile ecrane din 11 decembrie. O să avem o avanpremieră acolo și o să fie și filmul despre discotecile de altă dată al iuliei. O să fie și filmul Naie Caranfil, după aia o să fie filmele de la Cannes, care sunt și la Iași și la Suceava, deci e plin. Așteptăm să ne revedem cu dumneavoastră, de ce nu chiar aici, în platou, în funcție de cum vă permite programul. Vă mulțumim tare mult pentru recomandări și vă doresc o lună noiembrie minunată. Și dacă tot este început de lună, eu zic să aflăm câteva vești și de la Astrea, astfel încât să putem fi pregătiți pentru ziua de azi. Bună dimineața! Berbecii sunt tentați să se înscrie la diferite cursuri de scurtă durată pentru perfecționare. Ajutorul unui frate în acest demers va fi binevenit. Taurii sunt tentați să-și risipească economiile, să se gândească de două ori înainte de a face o investiție costisitoare. Geminii au tendința să se contrazică tot timpul cu persoanele din parteneriatele în care sunt implicați. Reacțiile pe care le au pot fi impulsive. Racii au nevoie de odihnă și chiar de câteva zile libere. Agitația din ultima vreme le poate crea probleme. Leii se pot simți constrânși de anumite proiecte pe care le desfășoară în cercul de prieteni. Comunicarea deschisă îi va ajuta să ajungă la un numitor comun. Fecioarele au tendința să se risipească în mai multe direcții, ceea ce le poate îngreuna proiectele pe care le au în desfășurare. Balanțele au ocazia să facă o investiție pe termen lung alături de o persoană de altă naționalitate. Această oportunitate le poate schimba viziunea asupra carierei. Scorpionii trebuie să aibă încredere în forțele proprii și să nu se supună riscurilor foarte mult. Spiritul de inițiativă va fi din ce în ce mai dezvoltat. Săgetătorii au capacitatea de a comunica foarte bine cu cei apropiați. Partenerul de viață le poate face un cadou la care visau de mult. Capricornii dispun de mai multă energie fizică, ceea ce îi încurajează să-și facă planuri de viitor și să înceapă activități noi. Vărsătorii au capacitatea să ia decizii corecte, însă acestea trebuie luate cu hotărâre, fără a se risipi în prea multe direcții. Peștii schimbă programul pentru a petrece mai mult timp alături de familie. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Alina Domnișor. Odată cu schimbarea temperaturilor, și tenul nostru are nevoie de mai multă îngrijire și, bineînțeles, dacă suntem proaspete mămici, cu atât mai mult, pentru că există câteva pete pigmentare cu care ne-am putea confrunta. Dar iată că avem și soluții pentru aceste probleme. Ni le oferă Raluca Nenciu. Bună dimineața! Zi! Bună dimineața, Georgia, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Iată că astăzi începem seria de tratamente, dar și de răsfăț, deoarece ne aflăm într-un centru de frumusețare, de unde vom învăța lucruri necesare și... Sunt tare entuziasmată de această intervenție a Ralucăi, pentru că ea se află la un centru de îngrijire pe care îl cunosc prea bine. Livia Tălășcuță este proprietarul acestui centru și este și prietena noastră. Ea ne-a povestit în repetate rânduri despre tratamentele de remodelare corporală. Cred că și acestea se adresează mămicilor. Dar astăzi aflăm mai multe despre îngrijirea tenului și abia aștept. Ne aflăm într-un centru de înfrumusețare, de unde vom învăța cât mai multe lucruri interesante despre tratamentele faciale, dar și despre cum putem avea grijă de ten după naștere, ce lucruri trebuie să facem și cum ne putem pregăti pentru a ajuta tenul să redevină la forma de dinainte. Și bineînțeles că nu pot face acest lucru singură, pentru că lângă mine în această dimineață se află Livia Tălășcuță, specialist în înfrumusețare, aș putea spune, și cea care ne va da mai multe detalii. Livia, bună dimineața! Spune-mi, te rog, ce vom face astăzi? Bună dimineața! Vreau să spun că sunt trei pași importanți. Curățare, hidratare și crema cu SPF. Astăzi vom face o curățare prin microdermabraziune cu stick cu pulbere de diamant. Vreau să îndepărtăm celulele moarte, punctele negre și să redăm fermitate pielii.
După vom veni cu hidratare, o hidratare prin un stilou medical, se numește Dermapen, un stilou ce ne ajută să hrănim tenul. Prin mai multe fiole medicale, noi facem un cocktail pentru nevoile fiecăruia. Putem scăpa de petele pigmentare, putem scăpa de riduri, putem scăpa de pungile de sub ochi și putem reda fermitate și lifting tenului. După finalul va fi cu o cremă SPF. Întotdeauna trebuie să folosim SPF în orice anotimp, că e vară, că e iarnă, crema SPF să nu ne lipsească. Vom folosi și un aparat, se numește Sculptor, un aparat ce ne ajută să drenăm tenul, un aparat cu lumină roșie. Putem cumva să apelăm și la un masaj facial. Și acest masaj facial avem tot pentru drenajul tenului. Și, bineînțeles, putem cumva să producem elastină și colagen prin radiofrecvență. Spune-mi, te rog, care sunt primii cei trei pași principali pe care orice femeie ar trebui să îi respecte atunci când vine vorba de îngrijirea tenului? În primul rând, curățarea. Curățarea facială trebuie cumva odată la o săptămână să ne curățăm fața în profunzime, scăpăm de punctele negre, cum am spus și mai devreme, scăpăm de pielea moartă și, bineînțeles, hidratarea. Întotdeauna trebuie să ne hidratăm tenul și dimineața și seara înainte de culcare. De câte ori trebuie să respectăm aceste tratamente și cam la cât timp este indicat să le repetăm? O dată pe lună. O dată pe lună trebuie să venim într-un centru de înfrumusețare să putem face fix ce v-am spus mai devreme, curățarea, hidratarea și crema cu SPF. Livia, m-ar interesa să-mi spui cât de importantă este hidratarea și alimentarea în combinație, iată, cu astfel de proceduri. Este foarte importantă. În primul rând trebuie să avem foarte multă apă, trebuie să avem un regim alimentar corect și trebuie să folosim cremele speciale pentru tenul nostru. Spune-mi, te rog, dacă cumva aceste tratamente pot avea și reacții adverse sau dacă sunt, din contră, foarte sigure și nu pot influența niciun fel negativ. Depinde de tenul fiecăruia. Va trebui cumva, în funcție de nevoile fiecăruia, să folosim tratamentul potrivit pentru persoana respectivă. Ia, îți mulțumesc tare mult pentru informațiile de astăzi și iată, sper că cei de acasă să fie atenți și poate să învețe cumva să aibă grijă mai mult de tenul lor și de ce nu poate să vină chiar aici pentru detalii, dar și pentru proceduri amănunțite. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Dragilor, sperăm că v-am fost de folos în această dimineață cu informațiile și nu uitați să vă alocați în fiecare zi puțin timp pentru a avea grijă de voi, dar mai ales de tenul vostru. Zi frumoasă să aveți! Georgia, Vali, ne întoarcem înapoi la voi! Mulțumim tare mult pentru aceste informații. Într-adevăr, avem nevoie și de acest timp pentru noi, pe care încercăm să ni-l alocăm și să-l strecurăm acolo în programul aglomerat pe care îl avem. Așa că și noi recomandăm o pauză din când în când. Noi luăm o pauză de publicitate și revenim repede, repejor.